Dacă sunteți deja cu gândul la vacanță, aflați că grecii au pregătit noi reguli pentru acest sezon estival. Doar 30% din suprafața fiecărei plaje mai poate fi ocupată de șezlonguri, restul trebuie să rămână liberă și gratuită pentru turiștii care vor să stea la soare pe propriul prosop. Aspectul litoralului grecesc va fi la vară mult diferit de ce vedeți în aceste imagini, sau cel puțin asta și-a propus premierul Kyriakos Mitsotakis. Potrivit unei legi noi, cel puțin 70% dintre plaje trebuie să fie libere de șezlonguri, iar în ariile naturale protejate procentul este de 85%. Măsura a fost luată după ce anul trecut mai mulți localnici au protestat că nu mai au loc la malul mării. Se va asigura o distanță de cel puțin 4 metri de la mare la primul șezlong pentru a îndepărta imaginea șezlongurilor care intrau în apă la propriu. Pentru plajele sălbatice, spațiul folosit va fi de 15% din spațiul total al plajei. Vom proteja astfel plajele care nu ar trebui să fie date deloc în folosință, protejând astfel natura. Vestea îi bucură pe turiștii care nu sunt de fel mofturoși. Ne luăm inclusiv scaunele de plaje, umbrele, suport de umbrelă și cearșafuri. Bineînțeles că mi-ar plăcea să găsesc cât mai des și cât mai multe asemenea locuri. Cei care țin la confort ar putea avea surpriza să plătească mai mult. Anul trecut, setul de două șezlonguri cu umbrelă costa între 10 și 15 euro, însă antreprenorii eleni estimează că la vară prețul va crește cu cel puțin 10%. Cred că beach barurile vor crește prețurile produselor puțin, cu 50 de cenți un euro, pentru că vor avea mai puține șezlonguri și atunci vor trebui să își recupereze din investiția pe care au făcut-o. Cei care concesionează plaje vor avea obligații mai stricte, de pildă să întrețină curățenia, să angajeze un salvamar și să asigure accesul persoanelor cu dizabilități. Marian Luca, proprietarul unei taverne cu bar în Tasos, este de acord cu toate aceste prevederi. Vor fi controle mai drastice, dar asta nu poate fi decât bine pentru ca turistul să aibă toate condițiile. Alții care au concesionat plaje pe mai mulți ani sunt nedumeriți de schimbarea condițiilor. Sunt contracte semnate de câțiva ani, pe o perioadă mai îndelungată. Plătesc 100%, dar folosesc doar 30%. Aici este o chestiune care trebuie discutată. Autoritățile elene au emis noile reglementări după ce tot mai multe voci au reclamat că cei cu afaceri monopolizează plajele. Constituția Greciei prevede că nimeni nu poate interzice accesul unui cetățean pe plajele țării considerate bun public.